ce sunt mesajele toxice și mesajele cadou. Cred că este esențial să putem să le diferențiem în relațiile noastre și pentru aceasta o să arăt lucrurile despre care vorbesc și anume, iată, doi parteneri de relație și între ei există această relație care este un canal prin care circulă două feluri de mesaje. Pot să circule mesaje cadou, mesaje pozitive, de apreciere, mă bucur că suntem împreună, mă bucur pentru ce ai făcut astăzi, îți mulțumesc. Și când celălalt primește acest mesaj și știe să primească, în interiorul lui se întâmplă lucruri. Îi crește energie, încredere, chef de viață, iubire de sine, stimă de sine, chiar și imunitatea, toate au o valoare mai mare. Mă simt extraordinar de bine când primesc mesaje cadou și e foarte important să ne putem oferi cât mai multe mesaje cadou în relațiile noastre mai noi sau mai vechi. Și vestea nu tocmai bună este că în orice fel de relație circulă și alt fel de mesaje. Circulă mesaje toxice, mesaje otravă, iată-le. De tipul a, iar ai făcut o prostie, nu ești în stare de nimic, tu niciodată nu ești în stare să faci ceva bun, trebuie să faci așa, nu trebuie să faci așa, ai făcut o prostie. Și aceste mesaje, în momentul în care circulă în relație, le spunem și celălalt le și primește, nu știe ce să facă și le și primește, atunci toate aceste lucruri scade energie, încredere, chef de viață, iată, exact așa cum se prăjitește acest copăcel, așa se ofilește și energia, încrederea, cheful de viață, iubirea de sine, încrederea în sine, stima de sine, imunitatea și vivacitatea vieții. Atunci când primim și păstrăm mesaje toxice, tocmai de aceea e important să le identificăm, să avem grijă ce trimitem și avem grijă dacă primim astfel de mesaje, tocmai pentru că acestea e bine să rămână de unde au venit, pentru ca noi să ne păstrăm și energie, și încredere, și chef de viață și să păstrăm doar lucrurile bune care circulă în relație. Iată, așa avem grijă de noi și facem igiena relațională.